cât de grave sunt aceste boli? Se pot trata ușor? Se tratează dificil? Dacă sunt depistate la, și început tratamentul la debut, în principiu ar trebui să fie mai ușor tratabile. Din păcate, foarte multe mămici, foarte multe persoane nu vin de la debutul bolii. Neprezentându-se la medic de la debutul bolii, normal că și evoluția este îngreunată în sensul că pot apare complicații. Și o banală rinofaringită se poate complica netratată la timp și corespunzător, inclusiv cu pneumonii. Și prin urmare, apărând aceste complicații, prezentarea la medic este inevitabilă și necesar. Mă rog, și necesar. Da. Există situații în care aceste boli pot provoca chiar și decesul copiilor? Din fericire, în situații rare, în situații rare se poate întâmpla acest lucru, dar netratate și corespunzător și neprezentat la timp, repet, se pot complica și cu deces. Înțeleg că țara noastră înregistrează foarte multe cazuri de deces în rândul copiilor. Care sunt cauzele care declanșează această situație? Care sunt bolile care cauzează aceste decese? Bolile care declanșează decesele sunt, în primul rând, complicațiile bolilor de la care s-a pornit. Adică o viroză respiratorie netratată la timp poate duce la pneumonie și la pleurezie. O infecție urinară netratată și nedepistată la timp poate duce inclusiv la insuficiență respiratorie. De asemenea, o enterocolită netratată și nediagnosticată la timp poate duce la deshidratare severă și o deshidratare severă la fel poate duce la insuficiență renală, care, mă rog, se poate complica inclusiv cu deces. Fiind foarte multe cazuri de acest fel, mă întreb, spitalele actuale de pediatrie de la noi din țară fac față tuturor acestor cazuri de copii bolnavi? Din păcate nu fac față. Asta este marea dramă cu care se confund, din păcate, România, și netratate la timp. Din cauza faptului că sunt foarte aglomerate spitalele, când ajung, de exemplu, la spitalele de stat, se spune că putem să vă internăm, trebuie internat copilul, dar ca variante nu aveți decât 2 în pat. Și atunci lumea abandonează ideea, încearcă să se trateze acasă. Încercând să te trateze acasă, nu le reușește întotdeauna și atunci, din păcate, se ajunge la complicații și la... Deci necesarul numărul locurilor e mult mai mare. Cât de importantă este educația mamelor în prevenirea bolilor care apar la copii, eu știu, chiar și până la 5 ani? Este foarte important aici, din păcate, și poate și timpul medicilor și al părinților este destul de limitat, adică ar trebui un pic făcut la un moment dat și mai amănunțit și profilaxia bolilor, nu doar tratamentul. Dacă părinții ar fi puși, știu eu, și explicată care pot fi complicațiile unei boli, ale unei banale rinofaringite, atunci poate s-ar prezenta din timp la medic și nu s-ar mai trata după hârtii, după caietele, după tratamente date anterior și nu s-ar mai ajunge la complicații dramatice uneori. Ce servicii sau ce dotări va oferi acest nou spital pentru pacienții care vor Noul spital asigură atât consultații în ambulatoriu, o să fie 15 specialități pediatrice, cât și posibilitatea internării. Deci pentru cazurile mai complicate care nu pot fi tratate în ambulator, o să se asigure internare, sunt 132 de locuri. Există specialități medicale și specialități chirurgicale. În caz specialități ambulatorii, pe lângă pediatrie, o să se asigure și oftalmologie, ORL, se pot face investigații paraclinice, deci imagistică, va exista radiologie, de asemenea o să există laborator și farmacie.